Bun găsit tuturor, după cum se vede afară, nori a dat năvală peste noi, așa că ne grăbim să mergem sus acolo în grădină, să montăm acest motor. Între timp, cred că betonul nostru s-a întărit, s-a uscat. Numai bun pentru a monta acest motor. Între timp, eu i-am pus și un cablu, pentru că acest motor vine cu vreo 10 metri de cablu, cam așa. L-am dat jos, noroc că am luat eu din obor, am găsit în obor niște cabluri de ăsta, o șufă foarte maleabilă totodată, am montat-o aici, peste 50 de metri, cred că am undeva la 70 de metri, dacă nu mă înșel, abia am căput aici pe acest tambur. Luăm motorul, avem bridele de prindere, mergem sus să tragem rampa aia, că dacă vine ploaia, lemnul a fost foarte uscat și acum se îmbibă de apă, nu-l mai mici de acolo, așa că cel mai bine acum mergem să facem treaba asta. O să mai iau eu la mine o cheie ceva, să strâng cheie de 19, mergem sus, montăm motorul și tragem rampa aia să vedem pe ce am dat bani. E bună macaraua, nu e bună, sunt și eu curios. V-am spus că destul de greu acel panou, acea rampă. Eu m-am pregătit mai multe la fața locului. Să văd cu ce... Să văd cum mă car eu cu motorul ăsta, că e prea mare, prea greu, are vreo 32 de kilograme. Așa, aici am luat și niște bride de-astea să prindem șufa acolo. Bucata aia de șufa am dat o roată după panou ca să putem trage. Vedem cum le păcălim, cum le mințim. Așa. Iau și un patent să fie. Ce mi-ar mai trebui? De mâine se anunță ploi mari în toată țara, în toate regiunile, așa că acum e momentul să dăm drumul la treabă, să tragem aia de acolo, să nu mai ude. Mergem sus. Ăsta e panoul nostru. Va trebui să mișc un pic trunchiul ăsta de salcân, să-l dai un pic mai încolo. Între timp eu am legat șufa asta de cablu, l-am dat roată. Urmează să-i pun acolo bridele alea să-l prindă în față, să îi fac un sistem de prindere, după care l-agățăm aici de acest cârlig. Sper să țină bridele care le-am cumpărat. Acest panou e foarte greu pentru că are numai căprior de aia de 8x8, vreo 7x8, cam așa, și sunt îmbinați pe aici pe la jumate, iar 7x8 pe partea elaltă, vă dați seama, s-a strâns atâta lemn, plus scândură, plus întărituri, raforțări, deci foarte greu, n-am putut să-l mutăm vreo câțiva inși, așa că toată baza mie pe acest motor. Deci ăsta e panoul care trebuie să-l tragem, să formăm rampa pentru căruț. Sper că s-a întărit betonul nostru. V-am spus că am mai format aici două picioare pentru a ranforța acest cadru. O să pun ceva de lemn, merge pus și două bucăți de lemn, nu trebuie neapărat de fier. Dar cred că nu e cazul, vedem. Acum să văd cum prind asta aici.
trebuie să aduc, să-l bag aici un adaus ca să strângă. Găsim aici. I-am adus o țeavă de asta, să-l bag aici ca un adaus. Eu zic că e bine așa. Și acum să-l strâng. Haideți că am făcut conexiune aici la motor, l-am strâns destul de bine, foarte, foarte bine a venit pe acest cadru. O să iau și două bucăți de lemn, să fac un pic de ranforsare aici, pentru că n-aș vrea să forțez baza acestui cadru. Îi fac un pic de ranforsare, e mai bine așa. Acum o să desfac cablul de pe motor. Ia. Invers. Ia tu ăsta. Noroc cu ucenicul meu aici. Bună. Urcăm, ne facem un căruț, urcăm și noi, mai stă. Ne aruncăm acolo, dar cine trage de buton aici? Deci nu vreau să fiu înțeles greșit. E un moft, e o necesitate, n-ai cum să car de acolo din vale, n-ai cum să car material aici, e destul de greu. Abia am făcut față să car două betoniere de material să bag aici. Deci nu e un moft, nu e o... E pur și simplu aveam nevoie de așa ceva. E suficient!
pui acum trebuie să mutăm vușteanul ăsta. Ia să vedem. Stai să trag cu cablul. Da, du-l în cui. Nu ăla, nu ăla. Haideți că am prins aceste bride, am făcut un ochi aici să putem agăța, le-am strâns bine. Suntem gata de treabă, vedem ce va urma. Mă duc sus să activăm butonul. Suntem pregătiți de treabă. Ana activează acolo butonul magic. Dai drumul să meargă. Stop. Stai să ies eu de aici să nu... Stai un pic. Stai un pic. Să ies de aici să nu-mi dea vreuna cablu peste uchi. Dă-i, dă-i ușure, lași.
Misiune îndeplinită. Am reușit să-l suim aici sus, pe mal. Acum necesită întărituri și pe aici vom trece cu căruțul. Acum urmează să vedem traiectoria căruțului pe unde va veni. Aici trebuie să mai continui eu cu puțină scândură să-i facem așa o treaptă bună de urcare. Și cam ăsta e. Ăsta e dealul, n-avem încotro, fără macaraua asta n-ai ce căuta să lucrezi acolo. Mulțumim că am tras ăsta. De aici încolo ne descurcăm cu căruțul, măcar că punem pe jumătate și tragem acolo sus. Macaraua s-a descurcat destul de bine, deci nici nu a simțit acest panou. Plus că s-a înfipt aici puțin în mal până i-am făcut un fel de mangealăc să urcăm un pic sus. Am reușit și cam asta e. Acum să vedem, ori mai în stânga, ori mai în dreapta, vedem cum îl poziționăm. Trebuie să slăbesc cablu, aduc căruțul. Să vedem cam pe unde pică aliniamentul de tragere, ca să zic așa.